O pasă în careu pentru Țucudean. Țucudean minge deviată și reținut apoi de Brăneț. Și este penalti. Este penalti. Țucudean a reclamat faptul că mingea a fost atinsă cu mâna de râpă. Protestează Gălățenii, însă cred că Lucian Rusandu a luat decizia după ce i s-a semnalat hands-ul de la margine de către Miclos Nochi. Iată ceea ce s-a petrecut. Centrarea lui Țucudean și brațul ridicat de râpă. Însă e o fază controversată. E o fază controversată. Nu știu dacă nu cumva mingea... Se pregătește să execute Marius Alex. Se poate marca pentru a șasea oară în acest sezon decarul lui Dinamo. Alexe, șutează Alexe. Gol, gol Dinamo. 1-0, minutul 17. Execuție sigură de la 11 metri a lui Alexe. Iată și bucuria fanilor dinamoviști. Probabil după această fază va fi schimbat Brăneț. Felicitat Alexe de coechipieri. Revedem golul său. A plecat în cealaltă direcție Cristi Brăneț. Și vedem gestul portarului Bulgărdean. Nu a mai creat pericol. Din nou Țucudean trece bine. Țucudean, penalti. Este penalti. O intervenție imprudentă a lui Milan Perendia. O repriză catastrofală până acum a lui Perendia. Îl depășise în primă fază George Țucudean pe Murgoci. Iată. Iar Perendia intră tare în atacantul dinamovist și îl doboară. Penalti dictat de Lucian Rusandu. Câștigase prin planul George Țucudean. Anu Matei față în față cu Simaitis. Matei, gol, a șutat aproape acolo unde a trimis balonul mai devreme și Marius Alex. Este 2-0 pentru Dinamo contra Oțelului. Da, iată, în 30 de minute Dinamo marchează de două ori în poarta Gălățenilor. Este al treilea gol din acest campionat pentru Cosmin Matei. S-a mișcat mult pe linia porții golkeeperul Oțelului, a și avansat un pic. Iată momentul. Vă voi furiza imediat amănunte. Punoșevaț în fața golului și este autogol. Rus. Autogolul lui Laurențiu Rus. Laurențiu Rus marchează în propria poartă și Oțelul reduce din diferență 2-1 în acest moment. Punoșevaț nu a apucat să șuteze pentru că Rus, din dorința de a scoate balonul din acea zonă, a trimis mingea în propria poartă. Nu a fost offside aici. Grigore la pasa către Punoșevaț. Oricum, Băjenaru a fost primul care a jucat mingea. A avut și ghinion Laurențiu Rus la această fază. Oțelul revine în joc. Este 2-1 pentru Dinamo. Meciul rămâne în continuare interesant.